Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră la FIFA 13. Din câte vedeți, joc returul din cupa împotriva celor de la Blackburn Rovers. În minutul 20 am primit acest penalty pe care se pregătește să-l execute Luis Gustavo. Trage puțin spre dreapta, un șut simplu cu latul, 1-0 în minutul 21. Apoi în minutul 33 vine această fază la care Rhodes scapă, șutează norocos pe sub Pantilimon și egalează la primul șut spre poarta lui Pantilimon. Mă rog, nu spre poarta, la primul șut pe care cei de la Blackburn l-au avut în acest match. Asta a fost cam tot în prima repriză. Acum vedeți imaginea în a doua repriză. Gustavo îi pasează lui Marica, care este la debut. Marica șutează și în minutul 68 marchează primul gol în tricoul lui QPR, un gol la debut. Și asta a fost tot în meciul cu Blackburn. Ok, și am ajuns și la momentul ăsta, adică la transfer deadline day. O să mai încerc să mai cumpăr câțiva jucători acum pe ultima 100 de metri. Am să caut un mijlocaș. Mijlocaș central. Un overall de minim 80 și o vârstă de maxim, invers. Maxim 23 de ani. Așa. Să vedem, poate găsim ceva. Da, deci sunt prea scump jucătorii ăștia. Ok, hai să încercăm așa. Putem să-l cumpăr pe Iduraspe. Aproape știu bani, ok. S-a mint afară. Așa, și o să ne mai trimitem și câțiva din jucătorii mai tineri pe la alte echipe, sub formă de împrumut. Sterling, cred că am să-l trimit ca și împrumut. Deși e accidentat și de mea l-am cumpărat, mai bine am să-l păstrez eu. De Bruno Andrade. Forse de nou, așa. Morata rămâne. Da. Nici nu știu. Hai să îl trimitem și pe Max Ehmer ăsta. Așa. Și hopa. Și să vedem dacă Atletico Bilbao ne acceptă oferta. Transfera. Da. Ok. Da, cred că nu o să mai fac alte transferuri acum. Aștept să vedem dacă primim ceva oferte de împrumut pentru cei doi jucători. Deși nu cred. Da, nu cred că o să mai primim ceva oferte. Ok. Uite, am mai primit chestia asta. Din nou vă întreb ce vreți să fac. Rămân la QPR sau de data aceasta mă duc la Tottenham Hotspurs. Aștept să-mi spuneți și aștept să-mi lăsați răspunsurile fie pe YouTube, fie pe
canalul de, mă rog, pe forumul FIFA România. Ok, se pare că avem meciuri naționale. Ok. Da, e un meci pentru calificările la mondial, într-adevăr. It's time to turn our attention to the draw of the FA Cup. Chelsea entertain Newcastle United. Tottenham Hotspur host Queen's Park Rangers. West Bromwich Albion entertain Arsenal. Sunderland host Swansea City. Wigan Athletic entertain Leeds United. Bolton Wanderers host Birmingham City. Ok, ne vedem cu rezumatul partidei dintre România și Norvegia. Ok, vedeți acum primul șut spre poarta norvegenilor al lui Ciprian Maric al minutul 2, care marchează un gol frumos după o preluare și mai frumoasă, apoi Torjei pasează lui Lazar, mingea ajunge la Stancu, apoi la Stoian, care marchează pentru 2-0 în minutul 25. Un gol frumos și ăsta. Apoi Stoian marchează în minutul 34. Din păcate nu mai am și golul. Am șters secvența respectivă din greșeală. La pauză a fost 3-1, acum în minutul 52 același Stancu primește un balon și marchează. În minutul 75 Marica de asemenea trimite și el un șut spre poartă și face dubla. Un meci superb, din nou o preluare frumoasă. Asta a fost meciul împotriva Norvegiei, 5-1 s-a terminat scorul, am pierdut 2 goluri la editare, din păcate. Apoi Stoian marchează și el în minutul 4 în meciul împotriva Ungariei. La fel, Stoian îi pasează lui Marica, care șutează și el și în minutul 85 marchează goluri de 2-0. Și cam asta a fost tot pentru episodul de astăzi. Nu uitați, like, comment, subscribe și vă aștept de asemenea și pe gamertv.ro. Până data viitoare, vă salut, ciao les!